Bine v-am regăsit, prieteni nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și de la această oră suntem din nou împreună la prima ediție din acest an a emisiunii Întâlniri Capitale. Este o bucurie mare pentru mine să vă vorbesc despre un festival important din centrul țării, de la Mediaș. Important pentru că este unul din cele mai vechi festivaluri de muzică folk din țară, chiar dacă a fost întrerupt timp de 9 ani. Pentru mine, Mediaș, cetate seculară, a reprezentat recunoașterea mea ca artist, fiind primul festival câștigat în perioada în care încercam să-mi găsesc și eu locul în peisajul folk de la noi. Două erau pe atunci festivalurile importante, Mediașul și Alba Iulia. Au trecut ani, desigur, folkul a intrat într-un nemeritat con de umbră, pentru că tot ce amintea de fenomenul cenacului flacăra trebuia șters. Și totuși, a renăscut frumos. A renăscut după 90, când Victor Socaciu punea bazele primului festival național Om Bun. Încet, încet au reapărut și alte manifestări de gen și folkul a redevenit un gen muzical cu foarte multe festivaluri, cu foarte multe manifestări. Chiar dacă Mediaș, cetate seculară, a tăcut timp de 9 ani, după cum îmi spunea puțin mai devreme Adela Deac, o folchistă cu state vechi și membra grupului mediașan Moto, desigur, festivalul merge înainte și grație unor inimoși folchiști ai vechii urbe din Transilvania a revenit în programul manifestărilor din România. Stăm în această seară de vorbă cu doi dintre oamenii cei mai importanți din cadrul Asociației Culturale Mediaș, cetate seculară. Este vorba de directorul festivalului Feri Teglaș. Bună seara! Domnule Teglaș. Bună seara și vă mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta despre festivalul nostru. Și bineînțeles cu Adela Deac Cristea, despre care spuneam puțin mai devreme, folchistă cu state vechi, mai ales în grupul Moto, dar nu numai. Bună seara, Adela. Bună seara, bine v-am găsit. Da, felicitări, pentru că, iată, în ciuda numeroaselor probleme cu care se confruntă în general societatea românească, mai ales atunci când vine vorba de cultură, voi vă încăpățânați să țineți steagul sus. Ce anume vă motivează, Adela? Greu de spus. Pasiunea pentru folk, în primul și în primul rând. Pasiunea pentru folk am avut-o cel puțin eu din copilărie și n-a reușit încă să dispară. Și pentru asta am încercat pe toate căile posibile să menținem aici, suntem un grup, pe plan local, cel puțin să reușim să menținem sus tacheta din folcului. Atâta timp putem noi să ne permitem aici, în zona noastră, dar eu zic că totuși de ceva an încoace facem treabă bună în direcția asta. Păi, eu zic că faceți treabă foarte bună, având în vedere că anul acesta Mediaș, cetate seculară, ajunge la ediția cu numărul 38. Nu știu dacă mai există vreun festival cu atât de multe ediții la activ. Noi știm că este cel mai vechi festival de folk din România, chiar dacă a avut o perioadă de întrerupere, noi n-am numărat anii de întrerupere, deci 38 de ediții efectiv. Dacă stăm că facem un calcul, având în vedere că am început în 1974, anul acesta ar fi trebuit să fie a 50-a ediție, nu? Da, ce frumos ar fi fost! Înseamnă că 12 ani a fost perioada în care a făcut o pauză, asta între 2001 și 2010, cred, și în perioada pandemiei, deci 12 ediții. Cumva ne lipsesc, dar sunt optimist că va continua. Trebuie să continue. Anul ăsta, de obicei știu că Mediaș, cetate seculară, cel puțin așa a fost când am participat eu ultima dată, exact în urmă cu 10 ani, la ediția din 2014, se ținea luna decembrie și în general se ținea luna decembrie. Anul ăsta ați ales perioada 27-28 ianuarie și ați pus festivalul sub semnul Unirii Principatelor Române. Da, au fost mai multe motive pentru care am făcut acest lucru. În primul rând a fost și contextul geopolitic, ați văzut ce se întâmplă și ne-am gândit că ar fi bine să-i dăm o temă pe partea asta de unire, pe partea de a aduce oamenii împreună în liniște, în pace. Și pe de altă parte, în luna decembrie au fost foarte multe evenimente care se suprapuneau, au fost multe artiștii pe care noi îi doream să invităm în recital, nu erau disponibili neapărat și ne-am gândit că
având în vedere și faptul că luna ianuarie nu este așa bogată în evenimente, putem să, să facem din aceste trei motive să o organizăm acum și cred că a fost o idee bună, pentru că în cadrul concursului s-au înscris 29 de participanți. 29, este foarte bine, mare. Da, da, da. Știu că la un moment dat existau probleme că n-ar mai fi concurenți, că nu s-ar mai înscrie în festival. Ce s-a întâmplat? Poate că nu a fost suficient de mediatizată înscrierea la concurs? Noi, din fericire, n-am prea avut această problemă. M-am avut poate într-un an, doi, dar față de alte festivaluri în care concursul efectiv s-a anulat sau nu s-a mai ținut, noi n-am avut. De obicei a fost un interes destul de ridicat, chiar dacă în ultimele zile au trimis înscrierile. Noi ne-am bucurat de o participare destul de numeroasă. Chiar mă uitam în anii trecuți, 2014-2015, au fost iarăși foarte mulți concurenți, 29-30 înscriși. Înainte erau 16-20, am avut concurenți și asta ne bucură, pentru că noi ținem foarte mult la partea de concurs, partea de a promova noi talente și de a încuraja tinerii să compună și să cânte folk. Da, da, este foarte important să ținem steagul pentru noua generație de folkiști și, slavă Domnului, în țară sunt foarte, foarte mulți din vechea gardă care au strâns pe lângă ei folkiști și încearcă să crească o generație sănătoasă de muzică folk și asta este foarte important. Ce-am vrut să vă întreb, domnul Teglaș, când ați preluat frâiele acestui festival? Sunteți membru fondator al Asociației Culturale Media și Cetate Seculară și director festivalului. De când? Da, undeva în jurul anului 2010. Vreau să spun că cumva meritul de a încheia această comunitate îl are și domnul Ioan Ivan, membru grupului Balada din Media, da. Grupului Moto. El organiza serii de muzică folk și cumva grupul și comunitatea a început să se unească și am început să fim o echipă și am îndrăznit să reorganizăm festivalul, în primă fază cu ajutorul sponsorilor și apoi, foarte important, este faptul că mi s-a alăturat Primăria Media ca și partener principal, un lucru foarte important care a ajutat la succesul evenimentului de-a lungul anilor. Publicul este în continuare un public bun, ascultă folk? Mediașul este un punct important pentru folk în România? Eu zic că da. Avem și o comunitate locală de iubitori de muzică folk, care e tot timpul unită. Și prin faptul că la concurs au participat concurenți din toată țara, din foarte multe orașe din țară, i-au dus mai departe vestea festivalului și asta nu poate decât să ne bucure. Așa e. Nu este singura manifestare folk de peste an acest festival. Aveți și alte manifestări folk în program de-a lungul unui an? Da, într-adevăr, se organizează destul de des, mai ales după ce a trecut pe în pandemia și înainte. Se organizau și se organizează seri de muzică folk. Sunt oameni pasionați care organizează și în cluburi, în localuri, restaurante și în săli de spectacol. Țin minte că erau și luni cu 2-3 concerte folk la Mediaș. Este un public iubitor de muzică folk și cred că și artiștii se simt bine la noi și revin cu bucurie. Așa este, aveți cel puțin două grupuri foarte bune, este vorba de grupul Moto și grupul Balada, dar tot de acolo din Mediaș este și Virgil Suciu, un alt nume important pentru folkul românesc. Da, este. Este colegul și prietenul nostru drag. Nu există eveniment la care să nu participăm împreună. Noi de obicei suntem uniți și ne susținem unii pe alții și asta este un secret. Da, în asociația asta, Media și Cetate Seculară, fac parte membrii grupului Moto, membrii grupului Balada, Virgil Suciu, cine încă? Cam atât. Cam atât, voi sunteți, da? Voi centrați, voi dați cu capul, cum s-ar spune. Ne mai ajută niște voluntari la evenimente, da, sunt cam aceleași persoane. Cam de când am început festivalul, organizarea festivalului din 2010 încoace, sunt cam cu aceiași voluntari, da, cărora le mulțumim tare mult, pentru că an de an unii nici nu mai stau în media, dar vin special pentru festival, ca să ne ajute în zilele în care este nevoie de ajutor acolo. Minunat! Spuneam de grupul Moto, grupul Balada, eu cred că este momentul să ascultăm și cântecele din Mediaș. Începem chiar cu grupul Moto. Am înțeles de la tine, dragă Adela, că aveți în pregătire un material discografic, că este aproape gata.
și că în anul acesta veți veni pe piața folk din România cu albumul Totuși iubirea peste blestem. Așa avem în plan, da. Am reușit să finalizăm înregistrările și sperăm că în cursul acestui an o să lansăm la un moment dat acest album, da, pe care ne-l dorim de foarte mult timp. Da, era frumos să-l lansați chiar în cadrul festivalului, dacă era gata. Nu e chiar în faza asta, dar urmează după. Bun, noi ascultăm acum și mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a putea difuza cântecele la București FM în cadrul emisiunii Întâlniri Capitale. Moto, totuși iubirea peste blestem. Obsesia mea despre tine te naște în mine acum. Și iarăși e rău și e bine și toate se află pe drum. O clasică dragoste veche transcrisă în versuri cândva, acum își găsește pereche și replica este a ta. Nu mai dau lumii de știre ideea de care mă tem, că nu mai există iubire așa cum există blestem. N-am cum să accept că din toate rămâne doar zborul târât și faptul că nu se mai poate iubi decât rău și urât. Poemele mele supreme, trăite între bine și rău, acum s-au întors ca probleme, le-aș trece pe numele tău. Mereu între viață și moarte, mi-a fost și mie dat să mă sfat, iar astăzi când ești prea departe, abia te mai stric sugrumat. Nu mai dau lumii de știre ideea de care mă tem, că nu mai există iubire așa cum există blestem. N-am cum să accept că din toate rămâne doar zborul târât și faptul că nu se mai poate iubi decât rău și urât. Obsesia mea despre tine renaște în mine acum. Și iarăși e rău și e bine și toate se află pe drum. Din versuri străvechi să-mi inspire poemul cel nou ce îl chem. Și totuși există iubire în veci peste orice blestem. Nu mai dau lumii de știre ideea de care mă tem, că nu mai există iubire așa cum există blestem. Dar cum să accept că din toate rămâne doar zborul târât și faptul că nu se mai poate iubi decât rău și urât. Și faptul că nu se mai poate iubi decât rău și urât. Da, foarte frumos cântecul, felicitări, ca de altfel tot ce cântați voi, este multă muzicalitate în ceea ce faceți voi acolo și se simte lucrul ăsta. Bun, o să mai ascultăm în finalul întâlnirii din această seară încă un cântec al grupului Moto, care, apropo, câți membri are și cine sunt?
Deci, în momentul de față, cântăm în formula de scenă de 3 persoane. Eu, Adela Deac, Daniel Cristea și Bogdan Suciu. Pe înregistrări au auzit și pe Lea Musco. Deocamdată, datorită unor probleme de sănătate pe care le are, nu participă la evenimente live, dar a participat la înregistrări și pe album este și vocea e acolo, deci în total 4. 4 membri, da, da. Bun. Mergem și la grupul Balada, să aflăm câteva vorbe și despre grupul Balada. Cine face parte din acest grup? Pentru că o să ascultăm și un cântec de-al lor. Nelu Ivan, Ioan Ivan, el a fost component al grupului Moto, practic, cum a spus și Feri. El a fost pliantul pentru grupul de folk din Mediaș. Așa. Prima pornire, asta a fost acum mai mulți ani în urmă, dar între timp și-a găsit un alt drum, face echipă în momentul de față cu Marius Catalan și cu domnul Candin Popa și formează împreună grupul Balada, care cred că anul trecut am primit deja 5 ani de existență. 5 ani, voi câți aveți? Noi 14. 14 ani, mulți ani, deci aveți deja buletin, cum s-ar spune. Da, da. Bun. Domnul Teglaș, Feri Teglaș, haideți să vorbim și despre celelalte evenimente marcate cu folk la Mediaș. Da, unul dintre cele mai importante a fost chiar în luna decembrie, să zic așa, a fost un fel de revelionul folkiștilor, o petrecere folk de sfârșit de an, la care s-au vândut biletele înainte cu 3 săptămâni, 2 săptămâni, era deja plin, 200 de persoane. Asta este un eveniment care atrage multă lume. În rest, organizăm evenimente în funcție de disponibilitatea artiștilor, de solicitările care vin de la localul, restaurante și mai departe. Și se mai folosește sala Traube? Da, 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 la sala Traube să fie și festivalul de anul acesta și a fost și în anii trecuți. Înainte de 2010 a fost la Casa Schuller, este o sală de spectacole mai micuță, undeva la 100 de locuri. Dar n-am mai făcut față la numărul de doritori și acum sala Trauba are 380 de locuri și este foarte potrivită pentru festival și pentru concurs. Ați pus deja în vânzare biletele? Urmează să le punem săptămâna viitoare, o să le punem și pe online și la Centrul de Informare Turistică din Mediaș. O să fie niște bilete cu tarif modic de 20 de lei pe seară. Până acum am avut intrare gratuită, dar am încercat să ne organizăm un pic mai bine și să valorizăm puțin aceste seri. Da, e important. Sunt numai importante și atunci când achizi un bilet, parcă îți asumi și o responsabilitate să participi și să te bucuri de ceea ce ai acționat. Absolut, pentru că ați folosit nume importante. Cine sunt artiștii invitați anul acesta în festival? Deci în prima seară o să avem pe laureata de anul trecut, pe Ana Maria Filip, care a câștigătoarea de anul trecut, ea va deschide seria de recitaluri. Apoi va fi Marius Matache și Dinu Olărașu. Respectiv, Mircea Banice va cânta. Așa, tot în prima seară, da? Toți cei pe care i-ați spus vor fi în prima seară, da? Da, da. În a doua seară o să-l avem pe Cătălin Stepa, pe Walter Ghicolescu și pe Emeric Imbre cu trio. Da, foarte frumos. Da, Cătălin Stepa este unul din artiștii care au crescut cel mai frumos în ultimii ani, trebuie să spunem lucrul acesta. Dar grupurile din Mediaș nu vin cu microrecitaluri în cadrul festivalului? Nu, la această ediție nu. Avem doar invitați. Așa am hotărât noi. Da, era frumos să se audă și artiștii locali. Nu-i nimic ca noi ascultăm aici la București FM. Spuneam puțin mai devreme de grupul Balada cu Ioan Ivan, care s-a desprins de Moto. Hai să ascultăm și un cântec semnat Balada. Câte frunze sunt în nuc. Frunze sunt
dragostea, ea nu vreau al aștepta. Dorul fuge ca vântul, dar dragostea că a fost grupul Balada, Câte frunze sunt în nuc. În continuare discutăm cu Adela Deac-Cristea și Feri Teglaș, membri în Asociația Culturală Media și Cetate Seculară, despre acest foarte important festival de muzică folk din România. Încă o dată felicitări pentru tot efortul pe care îl depuneți. Am înțeles că aveți mereu ședințe, vă întâlniți în permanență să discutați punctual tot ce este legat de acest festival. Cum se desfășoară o ședință de-a voastră? Cred că cea mai grea ședință pe care o avem noi în cadrul acestui festival este ședința în care ascultăm melodiile înscrise în concurs și facem preselecția. Pentru că ne este foarte greu să respingem participanți și trebuie să facem astfel încât lucrurile să fie foarte clare și foarte transparente și foarte juste, să zic așa. Și atunci ne întâlnim și ascultăm demo-urile și încercăm să departajăm, încercăm să înțelegem concurenții care ne trimit un demo, nu neapărat sunt pe o scenă sau poate că au niște scăpări, poate nu este înregistrarea bună, dar vocea și melodia este bună. Acolo este practic cea mai grea decizie pe care noi trebuie să luăm și cea mai grea ședință. În ați rest, avut? Ședințele de organizare, cam știm fiecare ce avem de făcut. Adela are foarte multe lucruri pe partea de organizare și cam știm de acum de atâta timp, cam știm ce avem de făcut și ne organizăm destul de bine. Avem și sprijinul presei locale și regionale care ne bucură, implicarea primăriei, după cum spuneam, și eu cred că lucrurile merg foarte bine. Asta este bine. Ați avut până acum disensiuni în ceea ce privește admiterea unor concurenți? Disensiuni? Sincer, nu. Adică, așa se întâmplă de obicei și membrii unui juriu au puncte de vedere diferite. Unii apreciază o anumită voce, alții spun că omul ăla nu știe să cânte la chitară sau, știu eu, compozițiile nu spun prea mult. Apropo, care sunt criteriile pe care le-ați avut în vedere când ați selectat concurenții? Nu am selectat încă, dar sunt criteriile care apar în regulament. Același regulament pe care îl avem din anul 2010 încoace, noi nu le-am schimbat. Ar fi, în primul rând, compoziția muzicală. Compoziția, punta, da. Dacă sunt compoziții proprii și anul acesta, cum se desfășoară sub auspiciile Unirii Principatelor, se va acorda punctaj suplimentar pentru compoziții patriotice. Interpretarea, bineînțeles, și originalitatea. În rest, celelalte două criterii pe care noi le avem în cadrul regulamentului, le aplicăm în cadrul concursului. Este vorba de prezența scenică și impresia artistică. Astea sunt două chestii pe care le putem evalua doar în momentul în care concurenții pășesc pe scenă. Compoziția proprie nu este un criteriu obligatoriu? Pot veni concurenți și neavând compoziții proprii? Da, deci nu este obligatoriu, se apreciază. Dar da, din experiența anilor, în preselecție, cei care nu au avut compoziții proprii nu prea au intrat, da, da. Pentru că, da, e foarte importantă originalitatea, muzica folk, deși apreciem și ne plac ce să cântăm muzica altora, dar în cadrul unui concurs de acest gen, cred că e foarte important să avem compoziții originale și să aducem creații noi.
Da, așa este. Bun, le spuneam că tot acolo la Mediaș trăiește și este alături de voi în cadrul acestui festival Mediaș Teatate Seculare. Virgil Suciu, un foarte talentat folkist, din câte știu eu, Virgil a și cântat și singur, dar a fost o perioadă în care a cântat alături de Mircea Rusu. Acum cântă singur din nou? Ce știți? Da, cântă singur și are mai multe compoziții, chiar lucrează la un album, din câte știu. Și el a fost și anul trecut și va fi și anul acesta președintele juriului. Așa, important de știut. Așa, care da. Sunt și membrii juriului, hai să-i spunem. Da, va fi domnul profesor de muzică Claudiu Simon și ne bazăm și pe domnul Dino Lărașu. Și vor mai fi doi reprezentanți de la asociație și ai primăriei, în total 5 persoane care vor juriza. Deci președinte va fi, așa cum spuneai, Virgil, da? Virgil Suciu, da. Virgil a făcut o treabă foarte bună și anul trecut. Virgil nu va participa la preselecție, el nu ascultă demo-urile, tot ce aude este doar în seara concursului. Ah, bun. Interesant așa. Bun, hai să-l ascultăm și noi pe Virgil Suciu cu un cântec, după care revenim. Din mesteacănul de afară foi îngălbenite curg, când cernindu-și pânza rară, cade vânătul la murg. Frate bun, mi-a fost copacul cu podoaba lui de ieri, el mi-a adumbrit săracul un noroc de două veri. Unde ești tu să ne plouă plânsul frunzelor ce mor, și cu brațele amândouă să-mi prind căderea lor. Unde ești tu să ne plouă plânsul frunzelor ce mor, și cu brațele peste geamul meu deschis, când s-a mai desprins o foaie, mi s-a mai sfârmat un vis. Mâna ta să le culeagă și să ni le împartă noi, e povestea noastră întreagă scrisă în veștele voi. Unde ești tu să ne plouă plânsul frunzelor ce mor, și cu brațele amândouă să-mi prind căderea lor? Unde ești tu să ne plouă plânsul frunzelor ce mor, și cu brațele să ne plouă plânsul frunzelor ce mor, și cu brațele amândouă să oprim căderea lor, să oprim căderea lor. Da, a fost Virgil Suciu la Întâlnirii Capitale. Vorbim în continuare despre festivalul Mediaș Teatate Secular. Alături de mine Adela Deac Cristea și Feri Teglaș, doi din membrii, cei membri importanți ai asociației Mediaș Teatate Seculară. Da, care au fost cele mai grele probleme de care v-ați izbit de-a lungul anilor în organizarea acestui festival? Până să se alăture primăria Mediaș, a fost destul de greu să adunăm, pentru că dacă vrei să faci un eveniment important,
an și mare, ai nevoie de o parte de finanțare și așa mai departe. Ne-am bucurat de mulți voluntari și de oameni de bine, dar a fost destul de greu din punct de vedere financiar. Dar odată cu ajutorul dat și cu implicarea primăriei imediat, și cumva ne-am bucurat de o mai mare libertate și n-am mai avut foarte mari probleme de organizare. Da, asta este foarte bine. Am avut bine. Mici surprize, când, mici emoții când unul dintre invitați a avut un accident de mașină și a ajuns pe ultima sută de metri, dar asta... Dar a ajuns. Se mai întâmplă. Sau concurenți care au anunțat în ultima, pe ultima sută de metri că nu mai ajung, dar fiecare a avut motivele lor, subiective, obiective, asta nu mai contează. Important e că am trecut peste și am reușit să le rezolvăm fără să afectăm cumva festivalul sau desfășurarea acestuia. Apropo de desfășurare, spuneam, are două zile, 27 și 28 ianuarie. Bănuiesc că în prima zi este concursul propriu-zis, plus invitații pe care i-ați pus, Mircea Baniciu, Ana Maria Filip, Marius Matache și Dino Lorașu, iar în cea de-a doua, festivitatea de premiere și ceilalți invitați, Cătălin Stepa, Walter Ghicolescu și Emeric Imre Trio, da? Da. Da, față de anii trecuți am organizat în zilele de vineri și sâmbătă. Anul acesta o organizăm sâmbătă și duminică, astfel că am decis împreună cu partenerii noștri de la Primăria Media să împărțim cumva concursul și recitalurile, astfel că concursul va avea loc între orele 14 și 16.30, urmând ca între orele 18 și 20 să fie recitalurile. Da, și asta e important. În prima zi de sâmbătă. Da, și duminică. Da? Și apoi, duminică, o să începem la ora 17 cu gala laureaților, care va dura aproximativ până la ora 18 cu decernarea premiilor. Vreau să spun că avem premii brute în valoare de peste 6.000 de lei. Premiul întâi, care este trofeul Media Cetate Seculară, 2.000 de lei. Premiul 2, 1.500 de lei. Premiul 3, 1.000 de lei. Premiul special al juriului, 700 de lei. Și premiul de popularitate, care va fi dat de către publicul din sală. O să împărțim niște hârtiute pe care publicul o să voteze, tot în valoare de 700 de lei. Și probabil că și sunt în discuții pentru alte premii de la alți sponsori. E important dacă spuneam, aveți. Da, de obicei am încercat și am și reușit ca niciun concurent să nu plece fără ceva de la Mediaș, fără un premiu. Deci cam între 17 și 18 o să fie gala laureaților și de la 18 la 20, cea de-a doua seară de recitaluri. Bun, aveți 29 de concurenți. Câți vor rămâne efectiv în concurs? Prin regulament, da, am stabilit 10, maxim 10. Acum, nu ni s-a mai întâmplat în trecut, dacă n-am putut departaja, să mai acceptăm unul sau doi suplimentari. Dar, în principiu, conform regulamentului, maxim 10 concurenți. Aveți și grupuri și individual? Da. Avem 16 individual și 10 sau 12 grupuri, ceva de genul ăsta, nu mai știu. Și vor fi jurizați împreună. Deci nu există premiu pentru grupuri, premiu întâi pentru grupuri, premiu întâi pentru soliști. Nu, vor fi jurizați împreună. Da. Jurizați împreună. Bun. Până anul acesta, acum avem foarte multe grupuri, dar până anul acesta aveam una, două grupuri și nu avea sens să facem o categorie separată. Anul acesta avem o surpriză plăcută, că uite, chiar acum am intrat și avem 14 grupuri, ceea ce n-am avut în niciun an. Da, cum o să vă descurcați cu, dacă sunt atât de multe grupuri și grupuri care vor fi admise în concurs, cum o să vă descurcați cu cazarea lor, dacă sunt prea mulți? Da, nu e o problemă? Nu ne descurcăm, pentru că sunt tineri și... Da, cam astea ar fi legate de festival. Dacă mai sunt lucruri importante pe care ați vrea să le spuneți legat de acest festival și de această ediție a festivalului pus, așa cum spuneam puțin mai devreme, sub semnul Unirii Principatelor Române. Noi vrem să transmitem și online festivalul și atunci invităm pe iubitorii de muzică folk care nu au posibilitatea de a ajunge la Mediaș să ne urmărească online. Noi totuși le-am sfătuit să facă un efort să vină la Mediaș, pentru că, după cum ați auzit, sunt nume mari, sunt artiști invitați cu foarte, foarte mare talent și foarte bună muzică și merită să facă un drum la Mediaș, să vină să asiste chiar din sală. Dar cine nu, îi așteptăm și online și sperăm să fie o ediție reușită.
Să vă dea Dumnezeu să aveți parte de o ediție reușită, de care să se bucure toți iubitorii de muzică folk din țară. Felicitări încă o dată. O să încheiem ediția tot cu grupul Moto, pentru că, așa cum spunea puțin mai devreme Adela, grupul este pregătit pentru lansarea unui album. Primul vostru album, Adela, da? Da, primul album. Da, nu știu de ce a durat atât de mult, poate că poți să ne spui în final, de ce v-a trebuit atâta timp până să ieșiți pe piață cu primul vostru album? Pentru că foarte greu ne întâlnim să facem înregistrări, sincer, din fiecare cu serviciile lui, ne întâlnim destul de greu la repetiții. E de durată și la acest album am înregistrat 2 ani de zile. După 2 ani am reușit acum să-l finalizăm, mult fiind făcut home studio, pentru că, sincer, n-am reușit altfel. A fost singura modalitate în care am reușit totuși să înregistrăm, pentru că ne-am propus de prea multă vreme și chiar era păcat să nu o facem până la urmă. Ați apelat la o casă de discuri sau îl produceți în regim propriu? Deci este produs în regim propriu, home studio 100%. Eu m-am ocupat de mixaj, masterizare, m-am cursat înainte. Deci, avea experiență. Da, avea experiență de la albumul pentru copii de mai devreme, nu? Da. Bun, o să ascultăm atunci încă un cântec semnat Moto. Cântecul Cine, da? Versurile sunt... Ale mele. Ale tale. În general, cântecele grupului sunt scrise pe versurile tale? Nu. Cântecele mele, unele dintre ele sunt scrise pe versurile mele, dar nu la modul general. Deci, atunci când am inspirații, că nu sunt nemaipomenit de inspirată întotdeauna din punctul de vedere al versurilor, dar colegii mei compun fiecare pe ceea ce simt ei. Fiecare își compune cântecele și pe urmă noi ne hotărâm cum o să le interpretăm, da? Că cel care l-a compus îl și interpretează ca solist sau face voce secundară sau asta e, depinde cum sună mai bine. Bun. Nu e regulă să fie versurile mele. E regulă până când o să ascultăm un album întreg semnat Moto, album care, așa cum spuneam, poartă titlul unuia dintre cântece, Totuși iubirea peste blestem. În finalul discuției ascultăm cântecul Cine. Mulțumesc tare mult, Adela Dea Cristea, mulțumesc, Feri Teglaș, mult, mult succes cu această ediție a Festivalului Mediaș Cetate Seculară. Mulțumim! Aproape departe, împarte și desparte, devino vas, pătrebe, prins între azi și ieri. Indiferent de câte doi, toți devenim nemuritori. Pe pământ, în univers, e banal și firesc. Destin străvechi e dragostea, un crâmbei din cer și stea, fericit un legământ, nu doar vorbe în vânt. Plecând vreodată prin alt drum, dincolo de cer și fum, visul tău, iubirea mea, mereu le vei căuta. Cine te cheamă, cine surâde în tare?
dacă viața ne-a fost înmulțită cu doi, ia-ți pe-a ta, dă-mi pe-a mea înapoi. Depărtează-te mult, depărtează-te-n hăt, dar dă-mi viața, dă-mi viața-n dărăt. E un nou adevăr, lui mă-nchin, lui te-nchin, de străin, pe pământ doi străini. Pentru tot ce a fost, pentru tot ce va fi, mai acordă-mi o singură zi. Ca să-ți spun ce a fost, ca să-ți spun ce va fi, mai acordă-mi o singură zi. Te mai chem să-ți arăt, te mai chem să-mi arăți arogantele singurătăți. Să mai vii să împărțim într-un mod elegant gestiunea acestui neam. Nu e vreme de plus, marea moare în val, doar în minus trăiesc și socot. Minus plus, minus noi, minus orice plural, minus tu, minus eu, minus tot. Pentru tot ce a fost, pentru tot ce va fi, mai acordă-mi o singură zi. Ca să-ți spun ce a fost, ca să-ți spun ce va fi, mai acordă-mi o singură zi. Pentru tot ce a fost, pentru tot ce va fi, mai acordă-mi o singură zi. Ca să-ți spun ce a fost, ca să-ți spun ce va fi, mai acordă-mi o singură zi.